Total diferit. Și în amicale noi am jucat în jur de 60 de minute, toate jocurile am jucat foarte bine și cu echipe puternice. Dar sigur, amicale sunt amicale, oficiale sunt oficiale. S-a văzut faptul că s-a făcut o pregătire bună, stăm bine din punct de vedere fizic, echipa este liniștită, ieri s-au rezolvat și problemele financiare și în momentul de față trebuie să ne concentrăm numai și numai pe partea sportivă. Sincer, a fost mai ușor decât v-ați fi așteptat astăzi contra astăzi? N-a fost ușor, dar eu cred că în seara asta oricine venea aici n-avea nicio șansă. A fost un meci istoric. Echipa a jucat din minutul 1 până minutul 93 prelungiri la turație maximă și cred că a fost o partidă la discreția noastră. Au fost aproape 3.000 de suporteri, mulți, puțin? Păi oamenii vin. Acum depinde numai de noi să menținem pe cei care au venit și să-i așteptăm și pe ceilalți. Dar numai rezultatele sunt cele care vor aduce așa suporterii în tribuna înapoi. Lumea, mă bucur că i-au plecat bucuroși acasă. Ce au făcut pentru club este incredibil. Banii s-au dus către jucători, este incredibil. Asta arată faptul că avem viitor. Și asta e lucrul important. În teren pare atitudinea pe care ar trebui să o aibă Dinamo? Am atitudine și ca joc. Am jucat și din punct de vedere tehnico-tactic perfect. Practic nu a lăsat nicio șansă și o echipă, calitatea asta, care meci de meci creează ocazii. Dar astăzi, repet, un Ștefan ce mai putea să vină oricine, nu avea nicio șansă. Chiar dacă veneau cu Budescu? Chiar dacă veneau cu Budescu. Pentru că am văzut, plecând din poartă de la Ricardo, mă bucur pentru Ricci, a marcat, este un jucător tânăr, încredere multă, trebuie să crească, mă bucur și pentru Liviu, pentru Andreea, s-a văzut ce joc a făcut și el, pentru toți mă bucur că ne dă încredere, să ne agățăm cu dinții, cum am spus, de acest obiectiv, care sigur că e destul de greu de realizat, dar trebuie să credem în el până la capăt. Vă bazați pe suporte și pentru salariul viitor? Ei, acum trebuie să ne facem și noi banii, trebuie să urcăm ușor sus în clasament, am mai urcat un loc, trebuie să urcăm sus în clasament, știți foarte bine, nu e de neglijat partea financiară, un loc mai sus, nu mai spun 2-3 locuri, sunt bani pentru club și trebuie să ne facem și noi banii singuri. Mulțumim!